La Drochia, într-o vizită de lucru, s-a aflat viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor Ion Stratulat. La ședință cu oficialul au participat reprezentanții administrației publice locale din oraș, primarii din localitățile raionului, agenți economici și reprezentanți ai societății civile. Este stabilit prin hotărâre de guvern că de două ori pe lună ne deplasăm miniștri, viceministri, ne familiarizăm cu problemele care sunt în raion, la autoritățile publice locale, la autoritățile de nivelul 1, de nivelul 2, servicii desconcentrate, care doi după acele aceste probleme care le putem soluționa, examina pe loc aici, le dăm răspuns la cetățeni, să le spunem calea de soluționare a acestor probleme, acele ce sunt de competența, de exemplu, a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, sunt prezentate la cancelare, unele care cancelarea repartizează la Ministerul de Resort, când responsabile prin întrebările abordate de cetățeni, abordate de serviciile publice, abordate de autoritățile publice locale. Cei prezenți la eveniment afirmă că astfel de întruniri sunt binevenite și ar trebui să se organizeze mai des. Foarte binevenit, fiindcă au fost întrebări, au fost răspunsuri, s-au oprit la problemele cele mai dureroase care țin de administrația publică locală, schimbările, modificările care țin în legislație. E foarte important, deoarece s-au ridicat niște întrebări referitor la reforma administrativ-teritorială. Și foarte bine ar fi ca să participăm și noi la aceste schimbări, modificări. Participanții au dezbătut cele mai importante probleme existente și au înaintat soluții pentru acestea. În cadrul ședinței s-a discutat în mod special despre proiectele care au fost cu succes aplicate de către autoritățile publice locale din orașul Drochia.